Alo. Bună ziua, domnul Solomon, iertați-mă că vă deranjez. Alexandru Urcan de la Stăpâna Dolceană. V-a sunat cu o colegă de-a mea. Spune că-l bagă în p***, să-ți spune un fratul. Nu mai sunat, nu vă rușine. Domnul Solomon, dar nu are nicio legătură. Noi vrem un mai sunat. Bă, nu vreau să aud de voi. Reporterul de la Săptămâna Dolceană spune că a încercat să obțină o reacție de la primar după ce o betonieră s-a scufundat ieri pe o stradă din Craiova. Așa este, dar și nu cer scuze pentru patron, fiindcă, mă rog, are ordin de la un contracandidat să mă înjure în fiecare săptămână, așa că de n-am nici cu ziariștii de la 4 ani ceva. Nu este pentru prima oară când edilul Craiovei are schimburi dure de replici cu jurnaliștii din bănie. În luna octombrie a anului trecut, Antonie Solomon a fost înregistrat în timp ce l-a amenințat pe reporterul unei televiziuni locale. Te prind și te joc în picioare, dau un țeru și te pun permisul să mă sun pe mine. Să-ți dau aprobări când eu sunt plecat din țară. Păi ne-ați înjurat, ne-ați, e frumos. Sunteți primar și ne trebuia o aprobare. Ce mă? Ne trebuia o aprobare. Să lăs să vin, să vin să-ți dau aprobare și nu tu, că tu ești nimeni acolo. Trebuie să vină de directul la voi acolo. L-a pus Vladimirescu prostul, alt prost. Antonie Solomon candidează din partea PDL pentru cel de-al doilea mandat la primăria Craiova.